Știți ceva? Vă rog să continuați în afara emisiunii. Ce credeți? Nu! Ba da! Nu, doamna Andreea! Ba da! Că noi suntem cu ele în Nuba și la restaurant mâncăm împreună și nu... Dar chiar vă rog! Nu, mie că nu mai mâncați în seara asta, dacă păi mă întreb pe mine... Eu nu mănânc cu ea la masă. Nu stăm la masă. N-are ce să caute cu mine la masă. Păi tu ai masa de aur, nu? Da, am la VIP! Ești puțin da, mai cu VIP. Tacâmuri la fel. Da, am la VIP. Este puse. Da, da. Știu că voi nu știți de mese de genul. Mamă. De? Gata. Dacă mă atacă... Ce filme te crezi? Vezi că copia n-are valoare în primul. Dar eu care sunt aici, Andrei. Păi nu, dar sincer, nu știu ce te bagi. Rebecca, nu, te rog. Păi în ce filme te crezi? Păi până acum ai zis neapărarea. Rebecca, uite acum vorbind la modul Rebecca, cel mai serios. Zici că ești o țață. Gata. Rebecca, gata. Mergem către următorul vot. Julie, votul tău merge către? Julie. Către Bogdan. Nici o fată nu este interesată să-l cunoască. Nici Andreea? Nu. Nu am nimic de obiectat. Dar dacă nu ai observat și tu asta, puțin pe gânduri asta... înainte să-ți pronunțe numele. Julia, cum te-ai decis? Aveai în minte un alt vot? Sau ți-a fost greu să te decizi între Robi, cred, poate, la el te uitai, sau Sebastian, sau poate, sau te uitai acolo în partea dreaptă? Mă uitam la băieții care nu au o cunoaștere. Ah, bun. Iar la cine apoi, mai exact? La Patrick, la Robi și la Bogdan. Am înțeles. Și ce a cântărit să-l votez pe Bogdan? Și nu pe Robi, de exemplu. Pentru că, așa cum am spus, pe Bogdan nicio fată nu este interesată să-l cunoască. În schimb, pe Robi poate că da și pe cine? Patrick la fel. Nu știu. Așa. A, poate. 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 Am înțeles. Tu îl cunoști pe Cupidon? Eu? Da. Poate ceva informații de la Virginia. Ce... Așa, din depătar. A, nu, nu. Uite, Virginia vezi, nu dă niciun fel de așa, nu? Eu am vrut apoi să zic că îl cunoaște pe să Cupidon. Clarificăm. Ți-a dat Cupidon o săgeată pe care să o folosești? Poate sunt eu. Cupidon. Cu tot speri. Nu mai zic nimic. E bine, dormeam eu. Roagă-te. M-am băgat eu repede. Am înțeles. Dar ai o săgeată de folosit de la Cupidon sau două? Nu, am niciuna. Niciuna? Nu-ți trebuie săgeți? Există deja... Nu știu, doamna Andreea. Nu știi, bine. Și Patrick? Păi, aparent a fost la date și Rebecca este interesată să-l cunoască. Am înțeles. Bogdan, ai 3 voturi spre eliminare. Ne îndreptăm către următorul vot. Roberta, votul tău merge către? Votul meu merge către Bogdan. Aveam să-i întorc oricum un vot. Și nici nu mi-a plăcut foarte mult cum a gestionat situația cu Andreea. O înțeleg. Și îi susțin votul. Bun. Ne îndreptăm către următorul vot. Andreea, votul tău merge către? Bogdan, deoarece, așa cum am spus, în cupluri și cunoașteri nu pot să dau. Mi-au rămas 3 variante. Patrick are o interacțiune cu Rebecca, cine știe unde duce asta. Oscilam între Robi și Bogdan, dar după ce am văzut materialul dintre Robi și Virginia, poate cine știe, există vreo împăcare sau... Nu știu, și de asta nu vreau să... Și am preferat să-l votez pe el. De acord cu ea. Bun. Ne pregătim să auzim următorul vot. Rebecca, votul tău merge către? Sebastian. Trebuie să-l și motivezi. Voiam să-l votez pe Bogdan, dar m-am răscândit. Și vreau să-l votez pe Sebastian, nu mă interesează care-i cunoaștere, nu mă interesează că se înțeleg bine. Este un băiat care nu știe să se comporte cu o fată, drept exemplu cum a făcut cu mine. Și încă o chestie, mi se pare foarte urât că el, unde chiar trebuia să ia Robertei apărarea, nu i-a luat-o, în schimb stă să se ia
să ia părerea față de o discuție pe care o are cu mine, eu care sunt o fată, adică în loc să o ai acolo unde ar trebui și unde ea este defăimată, gen, și este jignită, între ghilimele, jignită mult zis, așa, sunt folosite niște cuvinte care nu-i aduc tocmai niște beneficii viitoarei tale iubite, tu alegi să te bagi fix unde nu trebuie, într-o ceartă între două fete. Și mie, în continuare, îmi dai impresia de un băiat care, dacă femeia de lângă el ar face ceva greșit, asta este părerea mea. M-ai jignit de atâtea ori, ai vorbit atât de nerespectuos cu mine, eu nu ți-am adus niciodată jignire, sau dacă ți-am adus, am zis chestii, nu știu, am zis după ce mi-ai jignit tu oricum și nu se face așa, nu te comporți așa cu o fată. Asta înseamnă că dacă mă comport cu tine așa, asta înseamnă că sunt și cu femeia de lângă mine așa? Nu, un băiat trebuie să respecte toate femeile, toate femeile. Stai puțin, pe cine n-am respectat până în momentul de față aici? Pe nimeni? Pe mine. Pe tine? Pe mine, da. Păi și de ce le bași și pe restul? Nu, am zis pe mine, nu pe nimeni. Eu n-am zis nimeni, am zis pe mine, eu vreau de mine. Nu mă deranjează votul tău absolut deloc, okay, și vreau să țin să zic în continuare că nu schimbă absolut nimic între mine și Roberta. Ok, eu știu că oricum este un vot care oricum nu are nicio relevanță votul meu. Acum oricum toate majoritatea sunt pentru Bogdan. Dar poți să ajungi în ziua în care să aibă și relevanță, ți-am spus, nu mă deranjează absolut deloc. Eu vreau să dovedesc în continuare în casă ceea ce am de dovedit și chiar dacă am să ies afară, vreau să zic că tot voi face ce o să simt și... Corect. După părerea mea, un băiat trebuie să respecte toate femeile. Asta ce înseamnă că dacă o femeie este puțin antipatică, ce facem? Femeia trebuie respectată în orice situație și verbal. Dar tu știi să vorbești, tu vorbești de respect acum, tu știi să respecti. Și ce înseamnă respectul contra... Păi tu nu știi să te respecti cu fetele, da, tu, Rebecca, da. Și tu vorbești acum să te respect eu pe tine? Că nu se respectă cu Roberta nu înseamnă că nu se respectă cu restul fetelor. Bine, și tu acum ce poți să zici, Giulia? Adevărul? Este grav. Adevărul? Când un bărbat nu știe să respecte o femeie, irelevant. Bogdan, ești cea de-a doua nominalizare spre eliminare. Alături de Andreea, din prima nominalizare spre eliminare. Mai avem de auzit votul spre eliminare din partea favoritului telespectatorilor. Mai exact, votul lui Robert. Robert, votul tău merge către? Votul meu merge astăzi în casa fetelor, către Giulia. Variantele de vot sunt puține, aveam de ales între Virginia și Giulia, dar dintre cele două aleg pe Giulia. Pentru că? Sunt două fete fără cunoaștere și aleg pe acest criteriu. Dar amândouă sunt fără cunoaștere, asta spui. De ce Giulia și nu Virginia? Adică motivează votul. Cu Virginia simt că am o relație mai apropiată. Ok. Giulia, păreri? Te-a surprins? Note, șanse, nu. Era normal, de fiecare dată când ia Robercecu, eu trebuie să fiu în față. Când o să schimbe tradiția asta, o să... Așa este mai mereu, da? O singură dată cred că nu m-a votat. O singură dată. Păi știu că nu l-am luat de mult. Când a scos, pe cine a scos? Pe Patrick. Pe Patrick, da. Rest, Giulia, rest doar Giulia, tu? Giulia. Da, parcă dă dedicații la lăutar. Giulia, Giulia, Giulia. Da, dar poate este într-o bună zi. Poate chiar astăzi. Giulia, când... Fii atentă, Giulia. Când știu că îmi va ieși, nu te voi mai vota. Da. Nu mai cred în cuvintele astea așa, în apă, da. Păi nu trebuie să crezi în cuvinte, în fapte. Faptele vorbesc. Exact. Până una alta, Andreea, Giulia, Bogdan, haideți aici în față. Of. Să faceți fan pe Giulia lui Giulia, un colaj cu ea de câte ori merge în față. Glumă. Sau nu? Până acum aveai privirea... Acum e aici? N-aș vrea să plece Giulia. De ce? Aici să ne certăm, să-și găsească și ea pe cineva. Ce să facă? Să ne certăm. Cine te mai bagă în seamă? Vai de mine! Vrei să vii soții de mână? Nu înseamnă Andreea.
Crezi că scap repede așa? Vrei tu? Dacă vrei să spui ceva, spune-i acum, te rog, ca să știu și eu când pot vorbi. Rog. Hai, te rog, spune-i, ce ai de spus? Mâine. Spune-i, te rog. Spune. Poate nu o să mai fiu aici. Stai cu minte. Vrei să-i spui ceva, Giuliei, te rog. Giulia. Ne vedem mâine. Andreea. Da. Cum e aici în față la eliminare? Sunt așa emoții că n-ai ești pus aici în fața tuturor, dar sunt ok. Sunt împăcată cu oricare ar fi rezultatul. Bogdan, ești aici în față la eliminare alături de Andreea. Ar fi putut fi o cunoaștere între voi. Ar fi putut fi poate ceva mai mult. Într-adevăr, ar fi putut fi, dar nu a fost să fie. Nu este o situație plăcută să mă aflu aici. Vă dați seama, îmi doresc să continui drumul în această emisiune.